Acestea sunt căștile de la Eboda, Thundersound. Sunt unele dintre cele mai ieftine căști disponibile pe piață. Se pot găsi la un preț accesibil de până în 100 de lei. Vine în acest pachet simplist. Avem aici cutiuța căștilor și cele două căști. Pachetul a venit cu căștile descărcate, a trebuit să le încarc eu înainte să fac prezentarea acestui videoclip. Aici avem hârțogăraia care vine cu căștile, inutilă pentru că nu ai nevoie de un manual de utilizare, sunt foarte ușor de utilizat. Garanția, certificarea și așa mai departe. Este foarte simplu. Avem un cablu USB-A către USB-C, cam scurt, dar bun. Avem ear tipurile acestea făcute din silicon, mărimi diferite, evident, mărimea medium fiind deja atașată căștilor. Am scos carcasa din cutie, arată bine, are o formă ovală și layout-ul pentru căști este puțin dezordonat, putem să-i spunem așa, nu este chiar drept, dar arată modern. Punând căștile în cutie, se aprind cele două lumințe roșii de pe căști și lumina verde de pe carcasă, care indică că carcasa este încărcată. Bateria carcasei e de 250 mAh și suportă două încărcări ale căștilor, căștile având fiecare baterie autonomă de 8 ore. Am mărit aici un pic imaginea cu carcasa pentru a vedea cât de mică este de fapt în raport cu asta. Se pot vedea cele două lumințe roșii ale căștilor, mufa USB tip C, căci pentru aceasta am cumpărat căștile acestea. Mufa USB tip C fiind universal acum și având ușul la telefon, îmi trebuiau niște căști cu tip C. Dăm toate lucrurile la o parte pentru a putea să apeșăm mai bine căștile. Le scot din nou, vedem că se aprinde lumința aceea albastră, căștile se conectează instantaneu. Căștile au Bluetooth 5.3, deci teoretic raza de conectare este una mare. Nu am testat însă să văd cât de departe merge conexiunea, dar bănuiesc că merge destul de bine. Le-am folosit cu S22 Ultra al meu și au mers perfect. Aici vă arăt cât de bine se fixează căștile în urechi. Primul rând arată bine, aproape invizibil. Sunt fixate în interiorul urechii perfect și, după cum se poate vedea, mișc puțin capul aici și nu cad. Acum îmi mișc mai tare capul și, după cum se poate vedea, nici acum nu au căzut. Deci sunt bine fixate, pentru mine cel puțin aceste silicone tipsuri care le au ei acum sunt numai bune, dar depinde de la om la om. Unii preferă memory foam-ul acela, fiindcă zic ei că este mai bun. Am apăsat pe cască touch control-ul acela și telefonul meu s-a conectat deja la Spotify. A redat muzica din playlist, pe care din păcate nu vă pot pune, dat fiind că nu este royalty free. Ideea este că căștile merg foarte bine, acum vă mai arăt toată cutiuța aceasta în detaliu, cât de repede pot să-mi pun căștile. Din păcate nu scrie pe ele left or right, e un pic deranjant asta că nu-mi dau seama din prima cum să le pun în cutie, dar nu e chiar așa o problemă. Le pun în cutie, se aprinde lumina roșie și asta îmi dă de indicat cum că sunt la încărcat acum. Închid cutiuța și vedem acel bec verde al carcasei. Carcasa e simplă, se vede că nu este cel mai calitativ plastic, dar e ok. Căștile au un mic accent cu linii pe ele, în zona cu touch, și arată bine, îmi place. Vedem aici mufa tip C. Sper că este o mufă durabilă, n-am testat-o, și pe spate specificațiile. Arată foarte bine. Vă recomand să le folosiți. Le găsiți la orice magazin din zonă.
Acum hai să vă spun câte ceva și despre sponsorul meu, Sedu, care a făcut posibilă realizarea acestui videoclip. Sedu este o campanie digitală de promovare a învățământului digital, ceea ce devine tot mai necesar în ziua de astăzi. Tot ce trebuie să faci este să intri pe sedu.ro pentru a obține mai multe detalii. Poți să te înregistrezi chiar la unul dintre cursurile lor pentru 10 lei.